Dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Maria, iar astăzi vom pregăti cheesecake cu nuci și ciocolată. O prăjitură delicioasă, puțin altfel decât clasicul cheesecake, pentru că nu vom întâlni doar blatul acela de biscuit și unt. În blat vom găsi și bucăți de nucă, așa că nu mai stați pe gânduri și treceți la treabă împreună cu mine. Iar pentru a pregăti blatul avem nevoie de biscuiți trecuți prin robotul de bucătărie, dar să nu fie foarte sfărâmați, să mai rămână bucățele de biscuiți întregi, 250 g de unt sau margarină topit și cald, să fie călduț untul, 150 g de ciocolată, 150 g de nuci tocate, o lingură de cacao și esență de vanilie. Eu folosesc esența de vanilie, dar voi puteți folosi chiar și esență de rom dacă vă place. Într-un bol încăpător punem biscuiții, nuca tocată, ciocolata, adăugăm și lingura de cacao, esența de vanilie sau rom și untul cald. Amestec până omogenizez biscuiții cu celelalte ingrediente. Aceasta este compoziția pentru blatul nostru. Acum o vom pune într-o tavă de tort din aceasta detașabilă. Eu am tapetat tava cu hârtie de copt, iar pe margine am uns tava cu unt. Tava are dimensiunea de 22 de cm. Facem un blat uniform și apăsăm bine să avem un blat compact. Acest blat este asemănător cu salamul de biscuiți. Iar acum voi pune blatul la frigider până când voi pregăti crema. Pentru cremă avem nevoie de 300 ml de frișcă, frișca să fie rece de la frigider, 250 g de cremă de brânză, 150 g de zahăr pudră, un plic de foi de gelatină sau un pliculeț de gelatină normală, 50 de grame de ciocolată rasă, esență de vanilie și aproximativ 50 de ml de lapte pentru a topi gelatina. Pentru început voi pune la hidratat gelatina, o tai într-un castron cu apă rece și o las la hidratat cât timp pregătesc eu restul rețetei. Într-un bol pun crema de brânză, zahărul și frișca și batem totul foarte bine cu un mixer. Gelatina s-a hidratat, va trebui să o lăsăm să se hidrateze pentru aproximativ 10 minute. Acum o voi stoarce bine de apă și o adaug în cele 50 ml de lapte. Acum voi pune gelatina pe foc până se dizolvă. Nu trebuie să fiarbă, doar să se dizolve. Gelatina s-a dizolvat. Iar acum o voi adăuga în crema de brânză. O las să se mai răcească un picuț cât să putem ține degetul în ea. Adăugăm în crema de brânză gelatina. Și esența de vanilie. Adăugăm și ciocolata rasă. Dar de data aceasta încorporăm cu o spatulă. Și vom pune crema peste blatul de biscuiți. Nivelăm crema și punem la frigider pentru câteva ore. Pentru decor avem nevoie de 150 g de frișcă bătută și de 100 g de ciocolată rasă. Am scos cheesecake-ul din frigider, iar acum îl voi lăsa să se încălzească puțin la temperatura camerei sau trec cu mâinile, cu palmele ușor de jur împrejur pentru că se va încălzi untul și vom reuși să desfacem mai ușor forma. Iar acum vom decora cheesecake-ul. Am pus frișca într-un poș și voi face un decor
după placul meu. Bineînțeles că voi puteți proceda cum doriți cu decorul sau îl puteți servi chiar și așa cum este. Iar în centrul vom adăuga ciocolata rasă. Dragii mei, așa arată cheesecake-ul meu cu ciocolată și nuci. Sper să vă placă, să îl încercați și voi cu mare drag. Credeți-mă că este extraordinar de bun. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine și pe parcursul acestei rețete. Și ne vedem data viitoare cu un nou video. Pa, pa!